vi se pare că în ultima vreme sunt fericită? Adriana Bahmuțeanu își strigă nefericirea. Îmi pare rău pentru ce se întâmplă în viața mea, îmi pare rău pentru mine. Nu mai vreau nervi. Chiar dacă s-au certat aprig joi seară, Adriana a plecat vineri la mare, acolo unde o așteptau soțul și copiii. Dar revederea nu a avut darul să schimbe starea de spirit a vedetei. Vouă vi se pare că în ultima vreme sunt fericită? Chiar ție ți-am spus de ziua mea că nu sunt fericită și recunosc că nu sunt fericită. Dar cu siguranță o să găsești cea mai bună variantă pentru mine și pentru copiii mei și pentru familia noastră. Consider că lucrurile astea se pot rezolva și cu calm și cu demnitate, nu neapărat cu panoramă televizat. Dar tu te acasă, mai duce acasă, nu înseamnă că ar trimis la acasă. Ce să fac acasă? Mă duc acasă și văd o casă goală și pustie. Copiii mei nu sunt acasă, nu e nimeni. Deci nu eram acasă și eu cu prietena mea. Da, la o perică, da. La un mic, la... Sunt un om normal care muncește 5 zile pe săptămână. Consider că dacă am o seară liberă în care copiii sunt plecați, pot ieși la o terasă cu prietenele mele, atâta timp cât prietenele mele sau prietenii mei nu pot veni la mine acasă. La mine acasă nu o să fac chiar chestii de asta. A făcut anul trecut de 7 mai și s-a vins robot în casă, nu mai face nimic niciodată, cât trăiesc eu. Între noi e furtună iar. Soția mea e beată pleasnă deja la ora. Nu. Aici avem dovada. E urât ce spuneți. Avem dovada. Nu, avem dovada de aseară, bă, că și aseară s-a îmbătat. Toate cele bune, deci lumină și iubire, Carmen. Când te duci tot timpul, ești obosită și sâmbătă, duminică, nu știu, stai cu copii, stai și dorm până la două. Dar nu pot ca să stai impasibil, văzând cum soția ta își distruge viața, băgându-i limba în urechi prietenele și avocații. Deci nu poți să stai chiar așa impasibil cu copiii la mare. Eu vroiam să... Cum soția ta este și minte și te face troacă de porș pe tine și pe familia ta. Ea sunt cu berea în față. Păi ce om normal, mă, la ora asta stă cu berea în față, mă? Baby, cum se face când mă vezi pe-n gând și îți place. Este groază deci să mă duc să dorm singură în căsoaia aia goală. Adriana, am rugăminte. Dacă se poate să vorbească, mă niște copii. Nu trebuie să fie pe terasă afară. Sunt supravegheați. Sunt nesupravegheați. Nu mai vreau nervi. Da, mă, toată lumea e pe terasă. Diferite că soția mea e beată pleasnă deja la ora asta. Este la terasă, prietene. Știți cine e doamna Enciu? E cea care a făcut rând de electricianul, dacă vă aduceți aminte. Sora electricianului când la salonul de frumusețe. Cearta de joi noaptea a venit după un alt scandal, la fel de aprins. Eu mâine aseară, am emisiune, aseară, repet. Aseară am aflat că ați dormit împreună ca doi porumbei. Ca doi colegi de pat. Tot timpul mă bag sub plapul mă ușurel, pentru că e plapul mă cumpărată de mine. Bună ascultează cu pariu, cam când se ajunge. Adică sunt lucrurile mele personale și nu cred că trebuie să fac o cerere până la o instituție publică a statului român să trebuie să dați voi să dorm în patul meu. Mi-a venit deja pășit așa prin alții întâmpinarea de divorț, înțelegi? Eu sunt de acord să divorțăm, n-am nimic împotrivă, dar de data asta e mai tac ca mi-arbă nouă lui. Acum vreți război, o să-l ai pe față cu acte și cu documente. Așa s-a încheiat un nou episod din confruntarea celor doi soți. Reunirea familiei la mare, la finalul săptămânii trecute, ar fi trebuit poate să detensioneze situația. Însă războiul psihologic este departe de final. S-au mai dezvoltat discuțiile după aceasta? Nu am dezvoltat discuții, n-am vorbit, am preferat să stăm cu copiii. Erau copii în cameră, era destul de târziu și i-am pregătit de culcare și cam asta a fost. N-am discutat dacă asta mă întrebați, am preferat să nu discutăm pentru că nu mi-am dorit să audă copiii discuțiile dintre noi. Da. Și nu am înțeles lucrul ăsta. Deci ați dormit împreună? Da, am dormit în același pat toți patru. Ai avut parte de momente fericite în acest weekend, nu alături de copii, alături de soțul tău? Alături de copii, da, am avut momente fericite. Dar am spus nu alături de copii pentru că știm că momentele alături de ei sunt cele mai frumoase. Ela, nu mai vreau să discut despre soțul meu, întrebați-l pe el ce aveți de întrebat. Serios, deci nu mai vreau să discut despre el. Am ajuns la concluzia că nu are niciun rost.